Bună seara! Bine ai venit! Eu loc, te rog. Deci, da. Hai să explicăm și noi. Că a venit aseară într-o legătură Skype colega ta de emisiune, ca să zic așa, Bianca, și a zis că nu înțelege de unde și până unde, de unde atacul ăsta, că a fost la un moment dat o chestie de o bârfă, după care voi v-ați lămurit. Ce-ți veni? Adică de ce acum? Care-i treaba? Păi mai, deci treaba trebuie clarificată, că de fapt mie nu mi-a venit nimic și nu s-a întâmplat nimic. Păi da, dar l-ai zis. Păi nu, dar de unde a pornit toată chestia? A fost pur și simplu o neînțelegere. Eu am filmat un vlog cu Jorge, așa, unde ne jucam un joc, a fost o, nu știu, o întrebare, ceva de genul că ce ispită nu suporți de la Insula Iubirii. Iar eu am spus, da, am dat numele ei, doar că eu am specificat. Na, așa era întrebarea pe foaie, dar eu am spus că nu suntem pe aceeași lungime de undă. Ăsta a fost singurul lucru pe care eu l-am spus. Dar ea zice că ați dormit în același pat, că v-ați înțeles la... Da, noi ne-am înțeles până în momentul în care nu am mai fost pe aceeași lungime de undă. Înțelegi? Asta urmează să se vadă doar în emisiune? Că... Nu, nu are nicio treabă cu emisiunea. Lucrurile da? Astea sunt total separate de emisiune. Nu au nicio aha. chestie. Că când doi oameni... Vestea asta a pornit de la faptul că managerul din Timișoara... A spus, da, nu spus contează, au fost niște discuții pe care eu nu vreau să le... Adică nu dar e adevărat fost, ce spune ea? Poftim? Adică i-a dat o explicație a unui om care a povestit că voi ați spus niște lucruri și de aici s-a stricat toată treaba? Da, nu contează, știi cum e, fiecare are adevărul lui. În momentul în care eu am spus că nu suntem pe aceeași lungime de undă, înseamnă că nu suntem și gândim diferit și... Cum spun, adevărurile noastre da. Nu sunt la fel. Eu am văzut acolo o filmare în care tu spui că cineva te-a făcut, mă rog, cuvântul ăla care începe cu C și se termină cu Ă. Da, da, au fost niște lucruri, dar... Păi de le-ai zis, da. Acum, știi ce se întâmplă acum, știi? Deci ea a dat-o cu capul de pereți pe care au fost niște... Păi au fost! Păi nu, eu am vrut să menționez, că pentru că mie oamenii mi-au spus că eu aș fi avut ceva cu ea. Și eu am vrut să spun că eu, de fapt, nu am avut nimic cu ea. Eu ce am avut de spus, i-am spus ei față în față cum de altfel fac de obicei. Și că ai toată și cu chestia cu vlogul a fost pur și simplu o neînțelegere. Lucru pe care eu l-am rectificat cu ea. Adică eu am vorbit cu ea după ce am filmat vlogul respectiv și a apărut filmarea. Ea seară nu părea a fi foarte lămurită. Da, împotrivă. Nu știu, poate nu mă fac clară, nu știu, poate nu vorbesc eu destul de... Nu știu, dacă avem secvența, dar ați văzut secvența, sau mai avem secvența de aseară, ea a spus, nu vine să cred, pentru că nu știu despre ce e vorba, noi am crezut că ne-am lămurit, de ce spune chestia asta, adică ea a fost chiar fermă la sfârșit, deci să-și vadă de treabă, adică era clar că voi n-aveți o chestiune de înțelegere sau de lămurire a acestui subiect. Da, noi ne-am lămurit foarte bine. Adică, da, am înțeles că și Maria... Am înțeles reacția ei. Maria, cealaltă ispită, a intervenit și ea, adică și a lovit cumva în Bianca. N-am urmărit, nu știu ce face Maria, dar... Nu, cred că o puteți întreba pe ea treaba asta. Eu știu ce fac eu. Eu am lămurit lucrurile cu ea după vlog, deci n-am înțeles postările adică, și așa mai departe. Înțelegeți bine. Suntem ok. În continuare, pe... Lungim de... Păi de da, a zis Maria, că uite, găsesc pe spynews.ro, că mor când văd ipocrite, ce se văd de vlavioase. Păi dar cum ele... ți-am spus, când fiecare are adevărul ei, nu, și nu se potrivesc părerile? Iar ele vorba, acum căutam și îmi spunea producătorul, dar ele vorba lui Nico, adică ta, dau cu cardul între picioare. Nu aia, asta, nu, aia a fost vorba mea și nu privea absolut pe nimeni, mă privea strict pe mine, nu era vreun apropo legat de vreo colegă de-a mea. Pentru așa a înțeles. Așa Maria. S-a înțeles sau așa a înțeles Maria? Păi așa a înțeles Maria. A, nu, nu, nu. Ce îmi place că am spus lucrurilor pe nume, că mor când văd ipocrite ce se dau evlavioase, dar ele vorba lui Nico. Dau... cu cardul. Nu, eu acolo mă referam la mine pentru că s-a spus ceva de genul că eu nu-mi permit anumite lucruri pentru că produsele pe care eu le vând sunt ieftine, deci eu probabil nu aș avea bani. Și am spus că indiferent cum sunt produsele pe care eu le vând, eu sunt foarte mândră de ceea ce am făcut pentru că e totul pornit de la zero pe munca mea și așa mai departe. Nu am făcut compromisuri de care să-mi fie rușine. La asta mă referam când am spus cu cardul acea vorbă, înțelegi? Mă referam strict la mine, dar n-are nicio treabă erau, cu alte persoane. Adică Bianca o fi făcut? Adică dacă zici de card între picioare... A făcut-o nu, nu știu, nu mă interesează
ce a făcut Bianca sau ce face altcineva. Mă refeream că eu sunt foarte mândră de munca mea și nu are de ce să mă arate cineva cu degetul pentru că... Foarte bun. Știi? Zice ea, eu nu am spus lucrurile astea, Bianca, eu nu am vorbit urât despre ea, eu sunt ardelean că oamenii de la București sunt mult mai răi decât mine. Da, suntem răi. Da? Nu mă cobor la circul ăsta, nu vreau să o mai văd în viața mea. Am înțeles. Măi, noi suntem foarte ok. Noi am vorbit și astăzi, am vorbit inclusiv aseară după emisiune. Adică eu iar nu mă cer cu ea. Vad. Și nici ea nu se ceartă cu mine față în față. It's a little bit funny. Știi, aseară era nenorocire. Da, da, zi mai bine că v-ați împăcat între timp, măcar să nu zicem, domnule. Am vorbit în ideea... Poți să spui că n-a fost nimic. Hai să vedem acum, să vedem ce se întâmplă. Ce spune, nu? Bianca? Da, bună seara, Bianca. Bună seara. Bună seara. Deci... Deci? Cum e pulsul? Care-i treaba? Da, cum să fie? Adică mă gândesc că ați văzut și voi cum a fost pulsul astăzi. Astăzi? Eu nu am, da, referitor la vorbele Mariei, nu? Așa? Păi asta zic, că ce Maria... Ce spun, da, foarte frumos din ești, partea ei. Deci, că mor când văd ipocrite ce se dau evlavioase, dar ele de vorba lui Nico, dau cu cardul printre picioare. Deci... Da. Deci... Urât. Da, este normal să nu te simți bine când cineva vorbește urât sau te jignește, da? Da. Ce să spun? Răspunsul meu a fost să tac, să nu le spun absolut nimic și să-mi văd de viața mea. Bun. Acum, Nicoleta, mă scuzați, asta este percepția mea și nu mi-o poate lua nimeni după ani de meserie. A vorbit și câinele, am înțeles, are și altceva de spus. Mi se pare că dă înapoi. Adică acum, sau față de situația de ieri... Nu consider că dă înapoi. Adică a filmat și acel vlog unde avea o simplă întrebare. Era mult mai ușor să spună, să zicem, Bianca, poate am supărat-o cândva fără să vreau. Chiar dacă am supărat-o, mi-am cerut iertare și cer în continuare iertare dacă am supărat-o sau am jignit-o, dar consider că și eu am fost foarte jignită. Da, Bianca, există o cale de împăcare între tine și Nicoleta? Adică... Da, normal, sigur că da. Eu am ținut foarte mult la Nico și mi-a fost dragă și îmi place de ea, chiar dacă aseară era foarte nervoasă și agitată. Bine, acum nu vă supărați, că eu am asistat și chiar acum puteți să vă împăcați sau să vorbiți una cu altă. Dar noi am vorbit și aseară și am vorbit și astăzi, tocmai asta spun. Păi vorbește cu ea atunci. Păi ce să vorbesc? Eu am spus ce am avut de spus. Dar tu cu mine vorbești, vorbește cu ea. Vorbește cu ea. Mi se pă, ce ai vrea să-i spun dacă eu am vorbit cu ea acum câteva ore? Adică, ce să-i spun? Da, în continuare, adică dacă în continuare înțelegi, o să aveți subiecte în comun și așa mai departe, pentru că ai declarat tocmai, în urmă cu câteva minute, că nu sunteți pe aceeași lungime de undă. În continuare? Da, avem puncte de vedere diferite, nu? Dar ai lăsat loc de bună ziua. Dar nu veți mai dormi în același pat. Am lăsat întotdeauna. Păi n-am avea cum să mai dormim în același pat, că nu vom mai fi la insulă. La păi asta nu înțeleg eu, mă. Deci... Acolo am dormit în același pat. Păi asta cu Timișoara a fost înainte? Deci asta cu Timișoara a fost anul trecut, în noiembrie. Bun. Filmarea a fost anul ăsta. Filmările au fost acum recent. Bun, a fost anul ăsta, da? Deci voi v-ați înțeles acolo, după care iarăși nu v-ați mai înțeles. Ruptura asta a intervenit fără ca noi să mai vorbim. Noi după filmări nu am mai vorbit, dar nici nu ne-am mai certat. Adică nu pot să zic că am sunat-o, păi sau și atunci... pe mine, sau bârfe, chiar nu au fost. Păi dar, bun. Na, cineva nu încape de mine, nu neapărat ele. Sunt persoane deci care tu, tu ai descoperit că Nicoleta mai avea alte gânduri decât cele de, din Thailanda, dar le-ai descoperit acum, nu le știai dinainte de acest vlog. Am văzut vlogul acela, adică am primit mesaje pe Facebook, pe Instagram și acum, m-a întrebat lumea ce s-a întâmplat. Dacă e să o lămurim definitiv, ar fi bine să ne spună Nicoleta ce s-a întâmplat între timp, deși a schimbat părerea față de Thailanda. Nu s-a întâmplat absolut nimic, eu am exact aceeași părere ca și înainte. Deci, nu înțeleg de ce ai avut se o pare părere că... la Timișoara, ai avut o altă părere în Thailanda. Nu, am exact aceeași părere și acum. Și după aceea... Faptul că nu discut despre, că mi se pare inutil și nu are absolut nicio legătură. Că mă compor frumos, că așa sunt educată și așa este absolut normal. Când suntem la lucru, suntem la lucru. Suntem în viața de zi cu zi, Adică da. Eu nu încurc borcanele. Am înțeles, deci în continuare... E, pentru mine e limpede că fiecare o să-și vadă de viața ei. Păi probabil că nu o să mai și, vorbiți da, foarte... Așa ne-am văzut noi ne-am acum. Văzut și până acum de viața noastră. Că nu vorbim, e altceva. Nu vorbim, dar nu înseamnă că
am ceva cu ea, chiar nu am absolut nimic cu ea. Bun. Mie în continuare îmi lisește acel amănunt care a lipsit după, a apărut după Thailanda, că nu poți să stai cu un om cu, în pat și după când ai ajuns în România să te răzgândești fără niciun motiv. Adică... Știi cum e? Probabil, hai să spun, când cineva se supără pe tine, da, rămâne supărat, efectiv, nu vrea să-ți mai vadă fața și probabil așa, da, s-a rămas supărată, ce să zic, asta e, ce să zic, na. Zi, Nicoleta. Dar noi am vorbit, adică i-am scris dacă te-am supărat, că îmi cer scuze sau așa, adică chiar nu am nimic cu ea și de aceea nu mă așteptam să spun acolo pe vlogul acela că nu suntem pe aceeași lungime de undă. Da, deci? Deci nu am nimic de spus, nici la adresa Mariei, nici la adresa Nicoletei, ce să spun. Asta este. M-am simțit eu prost. Dar, da, auzi, da, Maria, auzi, da, mai avem două minute. Maria, ce treabă are în discuția asta? Că înțeleg... Dar nu știu de ce a intrat Maria în ecuația asta, pentru că nu a vorbit nimeni despre Maria. Dar simți că și are ceva împotriva ta? Păi, consider că asta puteți să spuneți chiar voi singuri, fără să spun eu ceva. Păi, deci... Nu? Aici, înțeleg... Mesajul acela, sigur, nu e unul de afecțiune. Cum? Adică am senzația că e o... Cum să spun? Sunt mai mult... Da, în fine, sunt mai multe fete și dacă... Știți, atât pot să spun că fiecare oferă ceea ce are în suflet. Da. Mulțumim, atât. Ia. Mulțumim, deci... frumos. Eu vă mulțumesc. Vă doresc, deci faptul că nu mai vorbești cu o persoană nu înseamnă că e supărat și că e porțură. Pur și simplu nu ai chestii în comun și nu prea ai ce să mai împarți. Adică suntem foarte liberi să ne alegem oamenii din jurul nostru. Asta nu înseamnă că îi urâm sau că înțelegi ce spun. Loc de bună ziua este întotdeauna pentru toată lumea. Când ne întâlnim, vorbim ok, dar asta înseamnă că trebuie să ne sunăm. Nu, să... nu poți să te întâlnești și să vorbești ok cu un om despre care tocmai ai spus acum două zile că este ceva... Că nu suntem pe aceeași lungime de undă. Da, și după care au căutat... continuat comentariile tale. S-au oprit mai la acea lungime de undă. Da, comentariile mele nu au fost de genul ce ai citit-o acolo. Eu nu am jignit pe nimeni, nu am spus nimic cum am spus chestia cu cardul, vorbeam strict despre mine. Înțeleg că voi să mai spui și alte lucruri despre ea, că ai mai știi, adică nu, nu te supăra, n-a fost doar zis. Că știi, adică eu nu vorbesc cu niște oameni din show business-ul ăsta. Dar nu vorbesc, dar nici măcar nu-i pomenesc. Adică dacă cineva îmi spune ăla, păi... Păi da, pentru că probabil... Ăla nu există, ori nu există, ori păi, există. Da, măi, dacă noi am lămurit chestia, eu am vorbit cu tine după vlog, ok? Totul ok și după două zile mă trezesc că postez niște aberații și niște chestii, e absolut normal că eu să am o reacție, înțelegi? Pentru că nu dorm. Adică nu pot zic, a, ok, ai postat niște... Înțelegi? N-am cum să nu am o reacție pentru că postase ceva despre mine. Și de acolo s-a ieșit așa ceva un pic. Eu n-am înțeles de ce ea a postat din moment ce noi am discutat. Înțelegi ce spun? Adică și chestia asta cu nu știu ce se întâmplă când de fapt știi foarte bine, iar e... Am înțeles. Am senzația că nu o să se oprească aici. Ba, cine pentru știe? Mine s-a oprit. Adică pentru mine lucrurile sunt foarte clare și pentru ea, pentru că ei le-am spus. Mult mai explicit decât vi le spun. Da, dacă o să mai dea o replică, probabil o să intervii. Bine, ea mâine nu, și... Nu, că n-are niciun rost. Bine, mulțumim. Mulțumim frumos. Mulțumesc și eu.